Locuitorii din satul Șitoaia al comunei Dolcenea Almăș au o mare problemă cu apa din fântâni. De câțiva ani, nivelul salinității este foarte mare și apa nu poate fi folosită pentru băut sau gătit și nici pentru irigat, deoarece dăunează unora dintre plante. Ei sunt nevoiți să parcurgă distanțe foarte mari pentru a-și face provizii de apă potabilă. Localnicii, dar și autoritățile, spun că de vină sunt exploatările de petrol din zonă. Să ne spuneți de când e problema asta cu apa și de unde fac în general oamenii rost de apă pentru băut? Problema e de vreo 4 ani de zile este și apa pentru uz gospodăresc se ia de la fântânare, capătul satului și cel mai mulți care ia de la cernele de acolo, de la fântâna de la izvana sau de unde este. Acolo. Pentru culturi? Pentru culturi, pentru unele culturi merge, pentru unele culturi nu merge deloc. Dom'le, e și sălție și se arată și amară. Într-o zi am rămas în pană de apă și am pus niște zacări acolo într-o sticlă cu apă. Am vrut să mor toată noaptea, domnule. Au murit și păsările din cauza apei, domnule. Iar aici la noi, dacă păcat n-ați spus aici, să vedeți, am bazin și a curs apă în bazinul ăla, exact cum este o păcură, domnule. Așa se vede acum la dumneavoastră? Acum nu mai așa, dar eu știu cum se vă spune dumneavoastră. Din cauza cantității mari de sare din apă, oamenilor li s-au stricat pompele. Din cauza, uite, mâncate de sare. Se face exact ca o ciupercă atâta pe motoare în fund. Apa, dacă vrea să gustați din ea, că acum și-a mai revenit un pic. Da. Dar era amară, ognă amară și n-am putut. Cărăm din capul satului de acolo să bem. Despre această problemă am stat de vorbă și cu reprezentanții primăriei. Cei de la Petrom au fost destul de cooperanți, au venit și au făcut probe în 20 de fântâni din zona în care s-a constatat prima contaminare cu sare. Au făcut niște investigații care rezultă din fișele de analize de la laboratorul Câmpina și la Târgu Jiu, laboratoare specializate acreditate de ei, și au rămas ca la nivel instituțional să ne transmită finalizarea cercetătorilor. Ei mi-au trimis rezultatele din care reiese clar că apa este mai sărată decât apa mării, dar relațiile noastre s-au întrerupt aici. Ei în perioada 2012-2013 cred că au făcut o lucrare de schimbare a conductei care ducea sarea către dezbenzinarea de la Ghercești și au schimbat un tronson de vreun kilometru de conductă. După aia, gradul de sărare a început să se retragă, dar se retrage foarte încet și problemele continuă și în momentul de față. Viceprimarul comunei Almăș le promite cetățenilor că din 2014 vor beneficia de o rețea de apă potabilă de la Izvarna. Sistemul este funcțional, cred că cel mai târziu în vara acestui an, având în vedere că în momentul de față nu se poate lucra și oricum bugetul încă nu e stabilit la momentul ăsta. Deci am plătit anul trecut 19 miliarde, vă dați seama că 2-3 miliarde acum pentru noi nu mai este o problemă financiară. S-au făcut probele de presiune la rețea, e totul în regulă, o să înceapă branșamentele pentru că noi sistemul ăsta integrat de apă, o să-l dăm la regia de